De aceea și biserica, de la duhovnic la duhovnic și de la preot la preot, pentru copii are anumite pogorăminte și restricții ușoare care sunt pe principiul copiilor. De exemplu, ei să mănânce în post pește și lapte sau brânză pentru că merg la școală sau învață sau sunt în creștere, să postească doar miercurea și vinerea cu mâncare de post, în restul să consume de dulci, să nu mănânce carne, să fie singura diferență, adică n-a mâncat, a făcut ceva dacă are de la 10 ani în sus. Dar până în 5-6-7 ani nu-i mare restricție, deci până la 3 ani n-are nicio restricție, că l-ai și sugar și îl hrănești cu ce cere organismul și regula copiilor pediatrică, iar cei care trec de 3 ani și încep, de exemplu, și au 5-6-7 ani, poți să-i înveți deja să mănânce și ei miercurea și vinerea de post, nu e o problemă. Eu cunosc o doamnă care are un copil și i-am spus, zic, de acum, pentru că are 7 ani, miercurea și vinerea îi dați post. Și el o întreabă pe mama, da, și duminica viitoare o să merge la împărtășit, iar trebuie să mai pierd o miercuri și o vineri cu cartofi. Adică el deja s-a obișnuit că ales două zile care trebuie respectate pentru că și el de acum. Și zice, mama, da, merge la împărtășit că trebuie să fim sănătoși. E, dacă trebuie să nu facă doctorul injecție, dăm cartofi. Adică nu trebuie să-l sperii, dar trebuie să-l convingi de mititel că puțin atenție față de Dumnezeu nu strică, nu îndoctrinare, nu fanatism, nu exagerare, pentru că ce are postul în el? Postul are în el, pe lângă lumină, are pocăință. În momentul când nu ești cu burta plină, nu ești leneș. În momentul când nu ești înfundat de mâncare, ca să folosesc un termen simplu, ești mai sprinten, ești mai vioi. Când ești prea sătul, ești moleșit. Când ești prea sătul, nu ai chef de mișcare. Vedeți, și mișcarea face parte din sănătate. Imunitatea nu e numai din ceaunul cu slănină și cu friptură și din mămăliga cât roata la car. Imunitatea o iei și din mișcare. Noi acum am pierdut cele mai elementare norme de fitness. Nimeni nu sapă, nimeni nu prășește, nimeni nu cosește, nimeni nu greblă, nimeni nu face fân, nimeni nu taie lemne, nimeni nu mătură o gradă, nimeni nu sapă în grădină. Acum totul e automat. Am văzut că este o mașinuță frumoasă la cineva, o pornește așa ca o motocicletă cu roți și are niște cuțite și merge în grădină și îți face castratul. Nu mai stai tu cu grebluța, cu sapa, cu hârlețul, cum era odată. Ei, toate acestea lucruri avantajoase pentru noi ne-au împins spre acea comoditate sau lâncezeală în care, poate să o spun un medic dacă cred eu că o greșesc și nu o spun corect, lipsa de mișcare încetinește limfa în corp și odată ce ea nu circulă, celulele obosesc, se plăștesc, devin sarbede, devin moi, devin livide și auzim, de exemplu, câteodată că spun unii, vai, dar ceva nu e în regulă, trebuie să mă duc undeva la sport sau la fitness, sau uite, mi-a ieșit totul celulită, vergeturi. Nu, este lâncezeala corpului pentru că el nu are aerisire, nu are oxigenare, nu are mișcare, nu are elasticitate, nu are transparență. El crește exact ca un lobod din ăla care a nimerit pe groapa de gunoi și dacă nu îl tai se face de 6 metri și ocupă jumătate de metru în jurul lui roate tot. Așa se întâmplă și cu noi. Deci postul pe deopotrivă, deci nu trebuie privit, cu unii au spus, da, biserica are grijă ca lumea să nu se îmbolnăvească. Nu. Biserica are grijă ca lumea să nu uite de Dumnezeu. Când nu uiți de Dumnezeu, atunci te gândești deopotrivă și la trup și la suflet. Dacă ai uitat de Dumnezeu, atunci te gândești numai la trup. Este o pildă în Ava Dorotei, la Filocalea 4, pare mi se că este, când un om de ăsta lumesc întâlnește un călugăr slab și uscat și zice, bună ziua, Duhule! Călugărul întoarce zâmbind capul, vede că-i dita mai ursulețul și îi spune, să trăiești, trupule. Adică i-a răspuns cu aceeași glumă. Ei, așa și noi. Dacă știm să-i dăm bună dimineața lui Dumnezeu și să facem câteva mătănuțe, 7, 8, 10, 15, cât vrea omul, nu trebuie să faci 1000, nu-ți cere cineva un număr necontenit. Și dacă știi să faci câteva închinăciuni, este asemenea unei înviorări de dimineață. Deci nu stai adormit cu cartea în mână și moții, că mai spune câte o persoană, părinte, dar adorm cu capul pe carte, normal că stând în pat, adorm cu capul pe
pe carte. Ia scoală-te în picioare, treci la marginea patului, fă câteva închinăciuni, fă 3-4 mătăni, spală-te pe față, deschide cartea, să vezi dacă mai adormi cu capul pe carte. Nu, n-adormi. Pentru că deja te-ai înviorat. Da, da, da. Sculându-mă din pat, de grabă cad către tine și strig mântuitorului, cum spune acolo. În momentul în care noi descoperim pocăința din post, învățăm să eliberăm tot ce înseamnă păcatul. Nu voi trece decât evaziv să spun că avem 12 trepte ale păcatului până la eliberarea de păcat, când începe din treapta a patra, a cincea, sau cucerirea omului prin păcat, deci mistica răului, când omul ajunge la săturarea de păcat, la obișnuința cu păcatul, la lupta în firii cu el și în cele din urmă poate să meargă până la sinucidere. Vedem cazuri când oamenii și-au pus capăt vieții și au spus că nu știu de ce trăiesc. Cum să nu știi de ce trăiesc? Orice om să naște cu un logos. Dacă ești fată, să fii mamă și să lași un urmaș, să crești un copil, societății, dacă ești băiat, să ai o soție, să lași un urmaș societății, să lași ceva în urma ta, doar nu te-ai născut să stai ca o mida de fluturi de mătasă pe dud, să mănânci și să cazi jos tip mânci găină. Nu, încă n-avem asta, doar prin holistica asta a reîncarnării. Poți să fii viermi, musc, râmă sau ce, mă rog, îți mai dorești tu să ajungi trecând dintr-o viață în alta. Dar ceea ce nu-i cazul la noi, la ortodoxi, când este o moarte, o viață și o judecată și ne întâlnim cu Hristos să primim fapta, pentru bine sau pentru rău, o plată. Mă întorc și trec în partea de pocăință și spun așa, că și pocăința începe cu zdrobirea inimii. Dacă ești sătul, mai zdrobești inima? Ca aștia somn și culci. Dacă ai băut peste măsură, îți mai este a zdrobi inima? Nu. Găsim în psalmi, genunchiile mele au slăbit de post și carnea mea s-a uscat de lipsa unde lemnul. Asta e vorba de viața pusnicească. Dar avem trepte și mai înalte la post. Când omul a depășit starea de vegetarian, ne arată Ioan din Munții Sihlei, când îi descrie lui Teodor Varzare și ne spune așa, că avem cerealierii care trăiesc cu boabii de cereale muiate, avem semincerii care mănâncă orice fel de semințe de la mai multe feluri de fructe și trăiesc, avem fructiferii care trăiesc cu fructe uscate, cum era Tebaida Egiptului și Palestina, unde erau curmali uscate și toate fructele astea exotice care în momentul când se confiază de la soare, de la sine, ele nu-și pierd puterea calorică, ci doar beai puțină apă și mâncai 3 fructe de alea. De exemplu, un pusnic egiptean poate trăi într-o zi cu 5 pesmeți sau 4 pesmeți și 4-5 curmale, pe când noi aici, în zona Europei, dacă n-ai băut un litru de apă pe zi sau n-ai mâncat un castron de borș, nici nu te miști de colo până colo, pe când acolo căldura nu-ți consumă energia, ci din contra, trebuie să conservi energia, apa o bei și puțin sărată ca să o rețină corpul, nu să o evapori. Sau dacă la noi bem rece câteodată să ne răcorim, ei beau tocmai fierbinte ca să nu se dezidrateze și să nu transpire. Dacă te duci în zona Ierusalimului și ai băut apă rece, în jumătate de oră ai transpirat ca și cum ai stat în ploaie, pentru că se face schimbul de energie și de căldură. Nu are nicio treabă. Deci posturile sunt de mai multe tipuri. Apoi avem cei care trăiesc cu hrana uscată, cu număr limitat de pesmeți. Și apoi avem pe cei care trăiesc cu Sfânta Împărtășanie, adică sunt oameni care pot să trăiască fără să mai mănânce altceva decât consumând zilnic din Sfântul Potir de la Sfânta Liturghie. Aceștia sunt oamenii harici. Ați întâlnit astfel de oameni? Poate ar fi fost. Părintele Cleopa spunea că așa a trăit Ioanichi Moroi, starețul lui, așa trăia Ioan din Munții Sihlei și a mai cunoscut 2 sau 3 pusnici care atunci când le-a spus că trebuie să le aducă mâncare, a spus că au nevoie de darul lui Dumnezeu. Și trăiau așa în permanență, nu doar în post. În permanență, cu ani. Cu ani. Ei, dar nu o zi sau două. Așa, mă gândeam că în perioada postului. O săptămână pot și eu. Așa. Și după aceea avem cei ce trăiesc cu mana cerească. Aici la mana cerească am să vă explic că ea, vorbim odată de mana în pustie pe care au mâncat-o evreii căzută din cer ca un puf, ca o zăpadă. Și când o mânca, ea avea gustul mâncării și avea pofte, dar le-a spus Dumnezeu, n-adunați pe a doua zi, ci cât cad din ziua aia hrăniți-vă. Ei n-au ascultat și s-au apucat să oprească și atunci Dumnezeu a ridicat mana. Adică n-aveți încredere în mine, aveți nevoie de stoc. Nu există stoc de har. Harul e permanent cu tine.